Aișlui inima în dinți și îl chema din nou pe peștișor și îi spuse cele două dorințe a femeii sale. Peștișorul îl asigură că dorința ei va fi îndeplinită, iar la întoarcere va găsi o casă nouă, încăpătoare, din care nu va lipsi nimic. Mamă, o să trăiești pentru totdeauna? Da, Răzvan, aceasta este casa noastră. Noi cu tata am procurat-o prin ipotecă. Și nu ne vom muta de aici niciodată.